Bună seara! Vă salută, Tatiana! Cum ne apropiem cu pași repezi de timpul friguros, eu am realizat această lucrare care are scopul de a proteja gâtul și umerii de frig. De foarte multe ori, având frig, ieșim repede afară, purtăm doar o flaneluță mult mai subțire. Acesta ne poate ajuta să ne protejăm gâtul și umerii de frigul nedorit. De aceea am decis să fac un tutorial în care voi explica modul în care am lucrat acesta. Pentru mine, ca persoană adultă, eu am început pe un număr de 78 de ochiuri. Vreau să vă spun de la bun început că lucrarea este divizibilă cu 6. Deci fiecare va începe lucrarea pe numărul de ochiuri necesar, atât cât să poată introducă capul și să-i stea bine pe gât. Bineînțeles, se poate face cu gâtul dublu, așa cum am făcut eu, sau doar bată simplă. Eu acesta l-am lucrat cu firul Lisalurex, însă în această seară voi folosi un alt tip de fir, deci voi folosi firul Bravo de această culoare, acest bloc care mie îmi place foarte mult. Firul Bravo este un fir poliacrilic, o bobină de 50 de grame, măsoară în medie 133 de metri și poate fi lucrat cu croșetul cuprins între numărul 3 și numărul 4. Eu voi folosi croșetul cu numărul 3 și jumătate. Fiind prezentate materialele, nu vom avea nevoie de nimic altceva decât de foarfece la urmă. Fiind prezentate materialele, eu propun să încep să lucrăm și așa cum vă spuneam, eu am început pe un număr de 78 de ochiuri. Acum acest model poate fi făcut și pentru copii și pentru adulți. În funcție de necesitățile dumneavoastră, fie adăugați ochiuri, așa cum vă spuneam, trebuie să fie divizibile cu 6, fie scădeți în funcție de ceea ce doriți să realizați. Eu voi începe ochiurile mele de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, deci vom face un total de 78 de ochiuri de lanț și ne vom reîntâlni. După ce am lucrat cele 78 de ochiuri de lanț, voi intra în primul ochi de lanț de la începutul acestui rând și voi închide cu fir alunecat. Deci acesta va fi rândul de început. Acum voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și voi intra în corespondența fiecărui ochi de lanț și voi lucra câte un picioruș dublu. Deci nu trebuie să sărim niciun ochi, pentru că altfel lucrarea nu va ieși. Deci vom lucra cele 78 de piciorușe duble, iar noi ne vom întâlni pentru a continua lucrarea noastră. Am ajuns la capătul rândului. Vom închide rândul în cel de-al treilea ochi din corespondența primului picioruș. Iar acum vom face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care vor ține locul unui picioruș dublu. Luăm firul pe croșet și vom lucra primul picioruș în relief. Deci, uitați-vă, vom trece pe sub acest picioruș dublu și vom face un picioruș dublu. Firul pe croșet, următorul ochi. Vom intra cu croșetul din spate, vom trece pe partea cealaltă, deci vom lăsa piciorușul în spate, vom extrage firul și lucrăm piciorușul dublu. Deci vom face un picioruș dublu
lucrat din față și un picioruș dublu lucrat din spate. În felul acesta vom forma bata de la lucrarea noastră. Vă arăt din nou. Este un pic mai greu, vedeți, intru cu croșetul din spate, las piciorușul în spatele croșetului, prind firul, îl extrag și continui lucrând piciorușul dublu. În felul acesta vom lucra întreaga bată, deci nu va fi nimic schimbat. Veți lucra pentru înălțimea care doriți și apoi vom trece la executarea modelului propriu-zis. Deci, noi continuăm în acest fel, un picioruș lucrat în relief, luat prin față, iar unul luat prin parte din spate. Intrăm cu croșetul în spate, lăsăm piciorușul dublu în spatele croșetului, prindem firul, îl extragem și lucrăm piciorușul dublu. Acum vom continua singure acest rând, ne întâlnim la sfârșitul rândului pentru a vă arăta cum se închide rândul și cum începem rândul următor. Uitați-vă ce frumos iese! Suntem aproape la sfârșitul acestui rând. Voi lua firul din nou pe croșet. Am făcut piciorușul dublu în relief luat prin față. Acum îl voi lucra pe cel luat prin spate. Din nou, piciorușul dublu în relief din față, iar aici am ajuns la capătul rândului. Vom închide ca de obicei în cel de-al treilea ochi din corespondența primului picioruș cu fir alunecat. Ne vom ridica cu trei ochiuri de lanț în sus. Fiecare nou rând va începe cu acest picioruș. Deci acesta va fi întotdeauna format din aceste trei ochiuri de lanț și nu trebuie să uitați, acesta nu trebuie lucrat în niciun alt fel. Acum fac piciorușul dublu luat prin față, piciorușul dublu luat prin spate. Intru cu croșetul, las piciorușul dublu în spatele croșetului, extrag firul și lucrez piciorușul. În felul acesta este și spornic, este și frumos. După cum vedeți, se formează deja aceste rânduri. Iar dacă în caz că nu reușiți să lucrați piciorușul dublu luat din spate, puteți să faceți un picioruș dublu în mod normal, însă bineînțeles aspectul lucrării va fi diferit. Intru prin spate, extrag firul. Acum prin față. Intru în spate, îmi las piciorușul dublu în spate, extrag firul și închei. Este foarte, foarte simplu. Odată ce ați învățat să-l faceți acel picioruș, veți vedea că mâna vă merge foarte repede. Eu am lăsat camera un pic mai jos, să puteți vedea mai bine. Eu sper că se vede și că reușiți să înțelegeți. Eu aici mă refer foarte mult la doamnele începătoare, căci pentru doamnele începătoare sunt cea mai mare parte a tutorialilor și în cazul în care întâmpinați anumite dificultăți,
puteți să reluați un pic videoclipul și să urmăriți manualitatea cu care fac acest pas. Deci, am aproape un rând între care lucrez cu dumneavoastră. Așa. Deci, nu uitați, fiecare rând îl închidem cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș și apoi continuăm piciorușul dublu în relief lucrat prin față și piciorușul dublu lucrat prin spate. Odată ce mâna vi se dă, lucrarea va decurge foarte lin și cu rapiditate. Uitați-vă aici deja două rânduri din acest model. Am două degete. Vedeți? De lățime. Deci noi vom continua singure și ne întâlnim când vom termina de lucrat bata. Eu am ajuns la capătul rândului. Aceasta este înălțimea pe care doresc să o fac pentru gâtul meu. Vreau să-mi stea strâns pe gât, nu mai înalt. Primul, ați văzut, l-am făcut dublu. De acum vom începe modelul propriu-zis. Voi închide acest rând. Voi face cele trei ochiuri de lanț cu care începem fiecare dintre rânduri. Firul pe croșet. Vom sări un picioruș. Deci piciorușul dublu pe care l-am lucrat în relief în față. Vom intra în cel de-al doilea picioruș. Și vom face două piciorușe duble în corespondența aceluiași picioruș. Firul pe croșet. Sărim din nou un picioruș, intrăm în următorul și vom lucra din nou două piciorușe duble. Firul pe croșet, vom sări din nou un picioruș, vom intra în următorul, iar acum vom face doar un singur picioruș dublu. Firul pe croșet, sărim un picioruș de bază și vom face două piciorușe duble. Firul pe croșet, sărim unul dintre piciorușe, deci primul, intrăm în următorul, facem din nou două piciorușe duble în corespondența aceluiași picioruș din rândul anterior. Firul pe croșet, sărim un picioruș, vom face un picioruș dublu. Deci în felul acesta vom alterna două piciorușe duble, sărim un picioruș, în următorul două piciorușe duble, sărim un picioruș, vom face doar un picioruș dublu, apoi urmează din nou seria de câte două piciorușe duble, un picioruș dublu și continuăm din nou sărind de fiecare dată unul dintre piciorușele din rândul anterior, vom continua două piciorușe duble, firul pe croșet, sărim un picioruș din nou, două piciorușe duble, firul pe croșet, sărim un picioruș, în următorul vom face un singur picioruș dublu și apoi reluăm totul de la capăt. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului, iar noi ne întâlnim la sfârșit. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând. Vom închide cu fir alunecat. Vom face cele trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, iar în spațiul dintre piciorușele duble, deci avem două de o parte, două de cealaltă. În spațiul dintre aceste patru piciorușe duble vom lucra două piciorușe duble, un ochi de lanț, urmat de alte două piciorușe duble. Eu sper să nu mă deplasez prea mult din fața camerei să puteți vedea. Voi lua firul pe croșet. În corespondența piciorușului dublu singur voi face un picioruș dublu,
firul pe croșet, în spațiul dintre cele patru piciorușe duble voi repeta. Două piciorușe duble, un ochi de lanț, urmate alte două piciorușe duble și din nou mi se agață croșetul de mileu, din nou în corespondența piciorușului dublu singur vom face un picioruș dublu singur. Astfel vom continua pe întreg parcursul rândului. Nu vrea să intre, dar va intra. Așa. Țin rău croșetul, deoarece trag acest mileu de aici. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului și ne vom întâlni la sfârșit. Am ajuns și la capătul acestui rând, pe care îl voi închide, ca de obicei, cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Acum voi trage un pic firul în afară, în felul acesta. Voi intra în spatele piciorușului dublu. Voi trage firul în felul acesta, după care voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet voi intra după piciorușul dublu. Din rândul anterior voi face un picioruș dublu în spațiu dintre cele patru piciorușe duble. Voi face din nou, deci în corespondența ochiului de lanț, voi face din nou două piciorușe duble, un ochi de lanț, două piciorușe duble. Firul pe croșet în spațiul dinaintea piciorușului dublu voi face un picioruș dublu. După piciorușul dublu voi face cel de-al doilea picioruș dublu, iar în ochiul de lanț dintre cele patru piciorușe duble voi repeta două piciorușe duble, un ochi de lanț, urmat de alte două piciorușe duble. Vom repeta în felul acesta pe întreg parcursul rândului. Deci, înaintea piciorușului dublu vom face un picioruș dublu, iar cel de-al doilea îl vom face după piciorușul dublu. Și continuăm în felul acesta. Deci, două piciorușe duble, un ochi de lanț, urma de alte două piciorușe duble. Sunt un pic obosită și de aceea mai scapă un pic. Astfel vom continua pe întreg parcursul rândului. Deci nu uitați, piciorușele duble vin intercalate, unul în fața piciorușului dublu din rândul anterior și unul în spatele piciorușului, după piciorușul dublu. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Acum voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi face cele trei ochiuri de lanț, după care iau firul pe croșet. Voi intra în corespondența următorului picioruș dublu, în felul acesta, și voi face un picioruș dublu, firul pe croșet. În corespondența ochiului de lanț dintre cele patru piciorușe duble voi lucra ca și până acum, două piciorușe duble, un ochi de lanț, urmat de alte două piciorușe duble, după care în corespondența următoarelor două piciorușe duble singure voi face un picioruș dublu deasupra primului picioruș dublu și cel de-al doilea picioruș dublu deasupra celui de-al doilea picioruș dublu, firul pe croșet
voi intra în spațiul format din cele două, din ochiul de lanț și voi lucra două piciorușe duble, un ochi de lanț, urmat de alte două piciorușe duble. Dați-mi voie să mai greșesc și eu câteodată. În felul acesta. După care voi continua cu piciorul dublu deasupra următorului piciorul dublu singur și următorul piciorul dublu deasupra următorului, în felul acesta. Deci, după cum vedeți, în corespondența piciorușelor duble singure voi lucra câte un piciorul dublu, iar în spațiul format din ochiul de lanț voi lucra două piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, două piciorușe duble. Și vom continua în felul acesta pe întreg parcursul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând. Vom închide ca de obicei cu fir alunecat. După care vom continua lucrând 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu. Iar în corespondența ochiului de lanț, dintre cele 4 piciorușe duble, vom lucra de această dată 3 piciorușe duble, 2, cel de-al treilea, un ochi de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, după care din nou continuăm cu cele două piciorușe duble deasupra piciorușelor duble din rândul anterior, iar în evantai, așa cum îl numesc eu, evantai, exact cum am făcut la cel anterior, 3 piciorușe duble, un ochi de lanț de separare urmat de 3 piciorușe duble. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând pentru a continua lucrarea. Odată lucrat și acest rând, vom închide în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș dublu de la începutul rândului. Voi trage din nou un pic firul, voi intra cu croșetul după piciorușul dublu, voi extrage firul în felul acesta și mă voi ridica în sus cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Între aceste două piciorușe duble voi face cel de-al doilea picioruș dublu, iar după ele voi face cel de-al treilea picioruș dublu. În mijlocul evantaiului format din piciorușele duble voi lucra 3 piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble, în felul acesta noi dăm lărgime lucrării. Acum din nou firul pe croșet. Și pentru a vă explica mai bine, după cum vedeți, avem două piciorușe duble. Noi vom lucra un picioruș dublu înaintea primului picioruș, între cele două piciorușe și după. Deci vor fi un total de 3 piciorușe duble,
doilea și cel de-al treilea. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului, deci vom continua apoi în evantai, cum îl numesc eu, cu trei piciorușe duble, un ochi de lanț, trei piciorușe duble, urmat de cele trei piciorușe duble, lucrate intercalat, în corespondența celor două piciorușe duble din rândul anterior. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Vom închide și acest rând în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, cu fir alunecat. Ne vom ridica cu trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Vom lucra cel de-al doilea picioruș dublu, exact în corespondența piciorușului dublu din rândul anterior, cel de-al treilea picioruș dublu, în corespondența piciorușului dublu din rândul anterior, iar acum, în interiorul ochiului de lanț, din evantaiul format, vom lucra 1, 2, 3, 4 piciorușe duble, un ochi de lanț, urmat de alte 4 piciorușe duble, 1, 2, 3, cel de-al patrulea, firul pe croșet, și în corespondența acestor 3 piciorușe duble vom face câte un picioruș dublu. Deci, în felul acesta vom lucra și acest rând, iar noi ne vom întâlni în momentul în care vom încheia acest rând. Vedeți? Deci sunt 3 piciorușe duble pe piciorușele duble din rândul anterior. Apoi aici înmulțim de o parte și de alta câte un ochi. Sunt 4 piciorușe duble separate de un ochi de lanț de celelalte 4 care urmează. Ne întâlnim la sfârșitul rândului. Acum vom închide și acest rând. În cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș am închis cu fir alunecat. Voi trage din nou firul, așa cum ați văzut că am procedat și altă dată. Voi intra pe dedesubt. Voi extrage acest fir în felul acesta și voi urca în sus cu trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Între următoarele două piciorușe voi face cel de-al doilea picioruș dublu, apoi cel de-al treilea picioruș dublu, deci vom lucra 4 piciorușe duble intercalate între cele trei piciorușe duble din rândul anterior și voi continua în evantai lucrând în corespondența ochiului de lanț 1, 2, 3, 4 piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, voi continua cu celelalte 4 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, firul pe croșet, iar acum vă voi explica din nou, deci avem cele 3 piciorușe duble din rândul anterior. Înaintea primului picioruș dublu vom lucra un picioruș dublu. Între piciorușele din rândul anterior 1 și 2 voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu. Explic în modul acesta pentru a înțelege doamnele începătoare. Apoi, între piciorușele 2 și 3 voi face din nou un picioruș dublu. Iar
După piciorușul numărul 3 voi face cel de-al patrulea picioruș dublu. După cum vedeți, intercalate, am făcut cele patru piciorușe duble. După care continuăm în corespondența evantaiului, cum îl numesc eu, cu cele patru piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, urmat de alte patru piciorușe duble, și vom continua cu înmulțirea piciorușelor duble singure până la sfârșitul rândului, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând pentru a continua. Sper să reușesc să-l termin în seara aceasta și astfel să mai realizăm o lucrare. Deci, uitați-vă, primul picioruș dublu, cel de-al doilea, cred că se vede bine că am dat camera în jos, cel de-al treilea și cel de-al patrulea picioruș dublu. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului. Voi închide și acest rând cu fir alunecat. Voi continua lucrând în corespondența celor patru piciorușe duble, câte un picioruș dublu. Sunt la cel de-al treilea picioruș dublu, la cel de-al patrulea. În corespondența acestui evantai voi face, ca de obicei, patru piciorușe duble. Ochiul de lanț de separare, urmat de alte patru piciorușe duble, 1, 2, 3, 4. Practic, repetăm rândul anterior, cu diferența că acum piciorușele duble separate vor veni lucrate în corespondența piciorușelor din rândul anterior. 1, 2, 3 și cel de-al patrulea. Acum vă voi arăta modul în care, uitați-vă, așa se prezintă, iar noi vom continua pe parcursul întregului rând. Închidem un nou rând cu fir alunecat în corespondența celor patru piciorușe duble din rândul anterior. Noi vom lucra câte un picioruș dublu. Avem cel de-al treilea, acum cel de-al patrulea, după care firul pe croșet, vom intra în spațiul format din ochiul de lanț, din evantaiul format din cele 8 piciorușe duble și vom lucra un picioruș dublu, un ochi de lanț, cel de-al doilea picioruș dublu, un ochi de lanț, cel de-al treilea picioruș dublu, un ochi de lanț, cel de-al patrulea picioruș dublu, un ochi de lanț, cel de-al cincilea picioruș dublu, un ochi de lanț, cel de-al șaselea picioruș dublu, un ochi de lanț și cel de-al șaptelea picioruș dublu. Deci vom lucra un număr de 7 piciorușe duble, separate de un ochi de lanț, după care piciorușele duble simple le lucrăm în mod normal. Deci avem 4 piciorușe duble simple, intrăm în
evantaiul format din ochiurile, piciorușele duble în rândul anterior și lucrăm cele 7 piciorușe duble separate de un ochi de lanț. În felul acesta lucrăm pe întreg parcursul rândului. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Ajunse la capătul acestui rând, vom închide cu fir alunecat, iar ceea ce urmează să facem de acum este ca în corespondența fiecărui picioruș dublu să facem un picioruș scurt. După ce am realizat cele 4 piciorușe scurte în corespondența piciorușelor duble, imediat vom face un nou picioruș scurt. Apoi vom lucra pe evantaiul format din cele 7 piciorușe duble separate de un ochi de lanț și în corespondența fiecărui picioruș dublu, cât și a ochiului de lanț, noi vom face piciorușe scurte. Deci voi lucra piciorușe scurte cu aceasta, apoi noi vom încheia lucrarea și am realizat un lucru util pentru a ne proteja, în special gâtul și umerii, de frig, mai ales că niciodată nu știm cum va fi iarna, deci am lucrat piciorușe scurte în corespondența fiecărui picioruș dublu, cât și a ochiului de lanț. După ce am lucrat cel de-al 7-lea picioruș dublu, să-i spunem, din corespondența piciorușului dublu, vom face imediat un picioruș scurt, apoi piciorușe scurte în cele 4 piciorușe duble. Imediat după piciorușele duble singure, vom face din nou un picioruș scurt, după care vom intra în evantaiul nostru și vom lucra piciorușe scurte. În acest fel vom lucra până la capătul acestui rând. Sper că m-am făcut înțeleasă și în cazul în care nu ați înțeles ceva, puteți să-mi scrieți în comentarii, eu vă voi răspunde. Cum știți, de obicei răspund chiar dacă nu în momentul respectiv, dar imediat ce citesc comentariul, vă răspund. Sper, dacă aveți anumite nedumeriri, mă puteți oricând întreba ceea ce doriți și eu voi continua singură, la fel și dumneavoastră. Ne vom întâlni pentru a închide lucrarea. Iată, ne ajunse și la sfârșitul acestei lucrări. Voi face ultimul picioruș dublu, ultimul picioruș scurt, vă rog să mă scuzați, iar apoi voi închide cu fir alunecat. Am spus picioruș dublu pentru că deja sunt foarte obosită. Această noapte nu am dormit, doar să am tutorial pentru mâine, când va fi o zi de sărbătoare. Deci am făcut o noapte albă. Vom ascunde firul de desubt în modul în care deja v-ați obișnuit, astfel încât să nu se vadă aici locul unde am închis, iar apoi vom ascunde acest capăt de fir. Ca întotdeauna vă sfătuiesc să folosiți acul în cazul în care nu reușiți să închideți cu croșetul. Vom ascunde bine, bine acest capăt de fir.
după care vom scurta ceea ce ne rămâne. Capetele de fire, nu uitați întotdeauna să le păstrați, pentru că ne vor fi folositoare în momentul în care vom lucra jucăria amigurumi. În final, mai am acolo un fir care trebuie să-l ascund. Aceasta este ceea ce am obținut, ceea ce am lucrat astăzi. Eu sper să vă încânte această idee alături de... Eu o voi numi eșarfă, pentru că, sincer să fiu, nu știu în ce mod aș putea o numi această lucrare. Eu sper să vă placă, să îmbrățișați cu drag și această idee, că întotdeauna vă mulțumesc pentru comentarii, pentru vizualizări, cuvinte minunate care mă motivează să merg înainte, după cum v-am spus, eu pierd nopțile practic pentru a face aceste tutoriale în care să vin în întâmpinarea doamnelor începătoare în mod special. De aceea vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că sunteți alături, pentru faptul că mă sprijiniți, mă susțineți. Pentru aceasta vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată, iar celor care vor sărbători ziua numelui, le doresc multă sănătate, un călduros la mulți ani. Vă salută Tatiana și ne vom reîntâlni cu noi tutoriale. La revedere!